Tema generală a reuniunii, România și provocările de securitate la limitele spațiului european și euroatlantic, riscuri și oportunități și acțiune diplomatică, conturează un cadru larg de dezbateri referitoare la rolul și acțiunea diplomației române la nivelul Uniunii Europene, al NATO, în cadru bilateral, multilateral și regional, pentru evitarea riscurilor și pentru fructificarea oportunităților pe care situația dificilă din vecinătățile noastre ni le impun. Mulțumesc, domnule ministru, domnule președinte Constantinescu, domnilor prim-ministri, domnilor directori, doamnelor și domnilor, atâta lume importantă astăzi la reuniune. Cred că ar trebui să faceți ceva mai des, domnul ministru, ca să mai discutăm și noi, că n-apucăm să ne vedem în alte ocazii. Vreau să îi salut pe toți ambasadorii, consulii prezenți astăzi aici. Ne cunoaștem cu cei mai mulți dintre ei, ne-am avut ocazia să ne întâlnim în diverse, la diverse evenimente, vizite, acțiuni. Vreau să vă mulțumesc pentru activitate și așa cum v-am obișnuit în, cred că e a patra reuniune la care particip, partea foarte diplomatică sau foarte formală și oficială o las pe seama ministrului. Vreau să vă spun câteva dintre lucrurile pe care cred că e important să le transmit ca relație guvern-corpul diplomatic. În primul rând, consider că pentru dumneavoastră, ca diplomați ai statului român, astăzi când vorbim este totuși o situație bună, privilegiată. România este o țară stabilă și dincolo de, sigur, bătălii politice care sunt normale, dacă ne uităm în jurul nostru, da, este o țară foarte stabilă. Aveți și veți avea tot timpul, în ceea ce privește marile teme de politică externă, un consens între președinte, guvern, parlament. Cred că nu mai este nevoie să dăm probe de seriozitate în ceea ce privește atașamentul nostru la politicile europene și la politicile de securitate ale NATO. Aveți, atât la administrația prezidențială, în persoana domnului Comănescu, la Ministerul de Externe, Bogdan Aurescu, oameni care provin chiar din sistemul dumneavoastră și știu despre ce e vorba și știu importanța fiecărui lucru. Am reușit și vom reuși și în continuare partea financiară, logistică. Mă bucur că până la urmă, cred că Titus, nu știu unde e, dacă e prezent, s-a bătut destul de mult pentru a reveni la sistemul corect din punctul meu de vedere, nu doar de salarizare, dar și în ceea ce privește drepturile de pensie pentru diplomați. Parlamentul României a adoptat legea, președintele a promulgat-o. N-o să fie niciodată bani destui pentru cât de mult trebuie refăcut, investit în reprezentanțele noastre diplomatice și consulare, însă domnul Aurescu prinde de fiecare dată momentul când mă aude că spun că sunt bani la buget și vine și mă trage de mânecă să-mi spună dacă tot sunt bani, să nu uit câte lucruri trebuie făcute și nu s-au mai făcut de ani buni în ceea ce privește reprezentarea noastră internațională. Însă ieri m-am văzut cu ambasadorul Belgiei la București, care tocmai și-a încheiat misiunea și îmi spunea că Ministerul de Externe belgian, o țară totuși mai bogată decât noi, reduce cu 20% și personalul și cheltuielile. Și m-am bucurat că nu cu 25% ca să se ia cumva după noi. Și, slavă Domnului, cred că anul acesta a fost prima dată când s-au finanțat noi posturi în cadrul Ministerului de Externe, iar tot ceea ce putem pe partea de finanțare, cu siguranță vom face în perioada următoare. Acum, care sunt așteptările mele și ale Guvernului de la dumneavoastră? Pentru că liniile de politică externă generale nu trebuie schimbate, nu mai trebuie reconfirmate. Eu am câteva priorități pe care le știți deja din ultimii 4 ani, pe care vreau să le reconfirm și la care vreau să vă cer să fiți mult, mult mai activi, de fiecare dată spun mai activ. În primul rând, vreau ca să vă rog toți reprezentanții României în toate țările, în toate structurile internaționale să continuați ceea ce, de fapt, e început de mai mult timp, să spuneți că prioritatea absolută a României este Republica Moldova. Tocmai vin de la Chișinău, unde m-am întâlnit cu nou guvern.
e al patrulea prim-ministru cu care lucrez și am urat doar să fie, să aibă un mandat lung, un guvern pro-european. Are nevoie Moldova de sprijinul nostru, inclusiv diplomatic, și vreau să vă rog, de câte ori aveți ocazia, să vă bateți pentru interesele Republicii Moldova, așa cum vă bateți pentru interesele României. Cred că este o poziție legitimă și corectă și cred că acum, mai mult ca în alte perioade, Republica Moldova are nevoie de sprijinul nostru, economic, sigur, politic, dar și diplomatic. Al doilea lucru, vreau să vă rog să mă sprijiniți în ceea ce privește colaborarea regională. Avem vecini cu care suntem doar vecini și cu care trebuie să fim prieteni. Și mă refer la toate țările din regiunea noastră, atât de importante pentru noi. Sigur, poate că cineva o să zică că ar trebui să ne propunem să fim un lider mondial. Nu știu, până ajungem noi lider mondial, aș vrea să fim un partener și un prieten regional care arată seriozitate, care arată interes. Întotdeauna Bruxelles, Washington, Berlin sunt cele mai importante, dar vreau să înțelegeți că rolul nostru regional este important și că toți vecinii noștri sunt parteneri economici, politici, cu care trebuie să ne coordonăm într-o regiune extrem de complicată, despre care domnul Aurescu și toți invitații vor discuta în zilele următoare. În al treilea rând, și cu asta închei, așa cum am insistat de fiecare dată în toate vizitele pe care le-am făcut și o să insist în continuare, vreau să mă sprijiniți pe ceea ce înseamnă diplomație economică. Rolul guvernului este în special de a găsi noi oportunități de dezvoltare a relațiilor economice. Avem în continuare prea multe țări cu care avem relații politice și diplomatice excelente și nu se întâmplă nimic din punct de vedere economic. Fie sunt prea departe, fie nu știm noi să ne coordonăm, fie sistemul vechi cu atașații economici la Ministerul Economiei, cu toate celelalte lucruri pe care le știți de atâta timp, încă nu funcționează suficient. Eu vreau să vă rog pe toți să faceți ceea ce fac ambasadorii acreditați la București, care mă caută de fiecare dată, în special pe probleme economice. Că pe probleme politice și diplomatice ne înțelegem foarte ușor, sau se înțeleg cu Bogdan Aurescu foarte ușor. În schimb, de fiecare dată, din punctul meu de vedere legitim, mă caută pentru probleme de colaborare economică. Și m-am plâns întotdeauna că ambasadorii noștri, reprezentanții noștri, sunt încă prea timizi în a promova interesele economice ale României. Și aici mă refer în mod specific nu doar la țările Uniunii Europene, cu care, până la urmă, e normal să avem principală activitate economică și comercială, dar la țări în afara Uniunii Europene. Turcia este principalul nostru partener economic în afara Uniunii Europene, dar cred că prin schimbările politice pe plan mondial, iată, se normalizează relația cu Iranul, iată, există oportunități într-o perioadă dificilă în Asia. Cred că rolul dumneavoastră de a sprijini companiile românești, de a sprijini proiecte economice, investiții străine în România, trebuie să fie mult mai important decât până acum. În rest, vă mulțumesc tuturor. Vă asigur încă o dată că în ceea ce privește liniile de politică externă, prioritățile noastre, vom colabora foarte bine toate instituțiile statului. Vreau să le mulțumesc celor care și-au încheiat mandatul, să le urez succes celor care își încep mandatul. Cu siguranță, în colaborarea guvern, parlament, președinte, vom continua să înnoim mandatele reprezentanților noștri diplomatici, pentru că așa este normal, păstrând liniile principale de politică externă. Dar dumneavoastră, oriunde sunteți, nu uitați să spuneți România și Moldova, nu uitați că în regiune, dacă avem prieteni mai mulți, suntem mai puternici și nu uitați că dacă reușim din punct de vedere economic să transpunem relațiile diplomatice foarte bune, o să fie mai o economie mai performantă și bani mai mulți pentru Ministerul de Externe ca să putem să investim în perioada următoare. În rest, vă urez tuturor succes și mie personal îmi urez să se împlinească
ce îmi spunea domnul Grecia pe hol, să ne vedem la Olimpiada la Rio la anul. Mulțumesc și mult succes!